Acest vlog a călătorit în timp. După acest vlog vom continua cu seria normală, cu cum ar fi trebuit să vină vlogurile. Acum am sărit câteva vloguri ca să vedeți cum suntem în mijlocul între Albania și Kosovo și nu putem intra în niciuna dintre ele. Vizionare plăcută, de la următorul vlog continuăm seria normală. N-am mers 5 metri, poliția în față. Hai să ne dea pașapoartele înapoi, în pana mea ne-a lăsat fără pașapoarte acum. Rămânem boschetare aici. Noapte bună! Mersi mult! Bine ați venit la un nou vlog. Nu o să o lungim foarte mult, deși ni s-a recomandat să nu o facem. Astăzi avem un autobuz din Tirana până în Kosovo. Astăzi vom încerca să intrăm în Kosovo, sper să fie tot ok, pentru că am înțeles că cetățenilor din România li se cere PCR, celor din Albania nu. Noi am stat în Albania ultima lună aproape, deci ar trebui să intrăm fără probleme, dar nu se știe. Intrăm prima oară în orașul Prizren, cred că se numește, care e cel mai frumos oraș de pe acolo, iar apoi vom merge în capitală și în mai multe locuri din țară. Să vă salute. Bună și dimineața. Doamna de la butoane, uitați ce a făcut în cap astăzi. Am zis, încearcă să nu atragi atenția că mergem în Kosovo. Și uitați ce a făcut poroșa și că a băgat degetele în priză. Deci că a băgat degetele în priză. Mă bucur foarte mult că vlogurile din Albania, seria asta de vloguri din Albania v-a plăcut atât de mult. Asta ne-a făcut cumva să mergem să vă arătăm și Kosovo. Dar totuși, deși v-a plăcut atât de mult, încă sunteți 40% din spectatori neabonați. Deci poate vrei să rezolvi chestia aia acum. Asta e stația cu plecări internaționale, e în spate la The Ring, așa puteți să vă organizați să găsiți locul ăsta. Și sunt 1000 de ghișee din astea de unde trebuie să ții biletele. Noi o să mergem cu Arditi Tours, i-am găsit pe Facebook, am vorbit cu ei, ne-au explicat, i-am căutat pe aici și biletele ne-au costat 10 euro de om până în Kosovo din Tirana. În Kosovo se folosește euro, da, eu nu știam chestia asta și astăzi noi ne-am plimbat toată ziua să facem rost de euro. În mod normal avem euro la noi, dar acum nu, deci în total am eu 10 dolari și la Ralu are 5 euro. În rest avem lei din ea. Ne-am plimbat toată dimineața încercând să scoatem bani, dar nu știu ce se întâmplă în Albania. Poți să scoți euro doar din bancă, nu de la bancomat, și la toate băncile la care am fost era o coadă de ore în șir. Trebuia să stai 3 ore la coadă. La absolut toate băncile. Nu știu ce se întâmplă aici, nu știu câți bani au oamenii ăștia. Chiar am mers la toate. Deci n-ai nicio formă să intri acolo. Noi avem, ți-am zis, avem 5 euro, 5, 10 dolari am eu, 5 euro era la aia, toată valuta pe care o avem la noi, dar în principiu ar trebui să fie ok cât să ajungem din stație până la hotel. Kosovo în ziua de azi e recunoscută de majoritatea țărilor, dar nu și de România, de exemplu, nu e recunoscută de Serbia, evident, nu e recunoscută de Spania. Când o să ne întrebe lumea de unde suntem, nu știu ce să spunem, pentru că nu cred că suntem priviți foarte bine, pentru că nu le acceptăm independența. Se folosește euro și Kosovo probabil e locul unde a fost cel mai crâncen război european după al doilea război mondial. Sunt curios să vedem cum o să găsim o țară acum, cea mai tânără țară din Europa, care în doar 10 ani a avut alegeri de 4 ori, dacă nu mă înșel. Nu au reușit cumva să se stabilizeze, dar e o destinație foarte, foarte interesantă. Să fie un umană. Hai că încep problemele ăștia de aici, ne-au întrebat dacă avem test. Am zis, nu, avem test că din Albania nu se cere test. Și am zis, nu, o să-și ceară test. Bă, eu am citit peste tot că dacă vin din Albania sau Macedonia, nu-ți trebuie test. Ce bine, o să stau cu morcovul în 3 ore jumate. Hai că începem bine. Că normal ține de țara de unde vii, nu de unde ești născut. Degeaba am cere test fiind român dacă eu n-am fost în România de 3 luni de zile. Stai că a venit Ralu să meargă la baie. Ia uite baia de fete. Bă, noi ne-am urcat. Rugați-vă pentru voi, pentru că... Rugați-vă pentru noi, nu pentru voi. Pentru că dacă nu ne lasă să intrăm, nu știu ce să facem. Nu știu, este vreun autobuz care vine înapoi. Sau nu știu. Sper că nu rămânem la frontiera acolo noapte și dormim în boscheți. Asta mi-ar mai lipsi. Frontiera între Albania și Kosovo. Mamă, deci cea mai proastă veste pe care putea să mi-o da, știi, că e așa în aer și acum o să stau 3 ore în autobuzul ăsta, paranoia pe mine. Suntem și singurii străini din autobuz, evident, cred că și în condiții normale cine merge în vizită în Kosovo. Că dacă eram mai mult străini, poate la atâtea pașapoarte, știi, nu se mai... Dar acum la noi e... punct ochit, punct lovit. Suntem singuri străini din autobuz, dintr-un autobuz care e plin. Pentru că... Nu credeam că e așa multe lume. Păi, cei din Kosovo, tot albanezi sunt și ei. Mă, deci să fie cele mai lungi 2 ore face până la frontieră, 3 ore jumate până în Prizren, în acolo. Dar să fie cele mai lungi 2 ore ever. Acum am citit câteva postări pe Facebook. Este un grup de la Tirana Expats
Și unii scriu că indiferent, chiar dacă locuiești în Tirana de 10 ani, dar ai pașaport străin, nu te vor lăsa să intri. Alții scriu, eu am trecut ieri și n-am avut nicio problemă, deși am pașaport american. Deși americanii cu Kosovo au o frăție despre care o să vă vorbesc mai târziu. Adică, unii spun că n-au fost lăsați să intre, chiar dacă veneau de aici, doar pentru simplu fapt că aveau un pașaport străin, ceea ce n-are logică, pentru că, adică, dacă accesi pasageri din Albania, pasager nu înseamnă cetățean neapărat. Deci unii au putut să intre, alții nu. După cum am spus, 2 ore cu morcovul. De vreo 10 minute nu ne mai mișcăm, edităm mai trafic acolo și ce mi se pare super interesant e că ieșirea în autostradă, cum ar veni, sunt 2 benzi și în autostradă, în drumul principal, sunt 2 benzi și după aia e doar una. Adică ieșim așa 2 și după aia e singură bandă. Așa ceva n-am mai văzut. Deci coloana asta are 3 km. Ai de cap. Mamă, Raluca, sper să ne întoarcă ăștia, că uite-te pe aici, pe aici trebuie să ne întoarcem. Sanchi, vrăjeală, să treacă de ăștia. Și surprinzător, după, pentru un traseu de, nu știu, 3 ore, după o oră și puțin, ne-am oprit aici, la dita mai benzinăria asta. După ce am citit pe Facebook, conform legii normale, dacă vin în Albania, nu trebuie, dar Kosovo decide, noi din România, care nu recunoaștem țara, îți dai seama că nu ne va ajuta foarte mult, să vedem. Am ajuns la Vama, Albania, Kosovo. Cred că acum ieșim din Albania, dacă nu mă înșel. Nu cred. Legate de documente de jertfilor, nu ai prea să vedem asta. Da, cred că am ajuns. Da, evident că e de jos. Da, aici rămânem, nu e la strece. Băgam ea... Hai să ne dea pașapoartele înapoi, până mea ne-a lăsat fără pașapoarte acum. Rămânem boschetare aici. Deci, nu intrăm în Kosovo, ne-au dat afară și suntem aici, la Vama, înapoi în Albania și acum vă povestesc tot. Noapte bună! Noapte bună! Mulțumesc mult! Mersi mult! Mersi mult! Ciao! German e este? No, espanol! Dar română e bine, română! Ciao! Da, s-au oprit oameni să ne ia, să ne ducă înapoi într-un sat aici, dar nu m-am situat mașina, evident, a zis, urcați-vă că vă duc eu, dar mă întreba de unde sunteți, din România, ce faci, noapte bună, hai că vă duc eu, a, nu m-am situat, nu mă sui mașină cu Ralu, cu oameni pe care nu-i cunosc, nu știu ce se face. Acum îmi spune cineva că albanezii sunt răi, e un singur bar aici, mi s-a spus că este un autobuz care trece după aia peste câteva ore, v-am spus că noi nu avem bani, adică avem în dolari și în lek, cred că aproape cât să plătim amândouă bilete. Și am intrat la restaurant și am zis, putem să plătim cu cardul. Și a zis, nu. Și a zis, de ce, vreți ceva? Și am zis, vrem 2 cafele, dar avem banii fix de autobuz. Și a zis, vă dau eu 2 cafele, nu trebuie să plătiți nimic. Să mai ziceți că albanezii sunt răi. Da. Vă povestesc tot imediat. Hai să ieșim afară să vă povestesc tot. My friend, I own you my life. Thank you. Ce băiat de treabă, frate. Am ajuns să ne dea albanezii cafea pe gratis de milă. Deci bun, să vă explic. Poate la montaj o să pun și documentele să vedeți. Dacă vii din Albania, Macedonia, Muntenegru, intri în Kosovo, nu ai nevoie de test. Scrie clar, pasagerii care vin din Bulgaria, România, Spania, bla bla, au nevoie de test. Pasagerii cum se numește? Naționali. Nu oamenii care sunt născuți acolo. Depinde de unde vii, pentru că așa e peste tot cu COVID-ul. Degeaba mie îmi spui, de exemplu, ca să intru în Canada, dacă vin în România n-ai voie. Dacă eu în România n-am mai fost de 20 de ani, degeaba scrie pe pașaportul meu că sunt din România, dacă n-am călcat acolo, n-are nicio legătură cu pandemia. În fine, nu s-a putut. Oamenii, în schimb, la Vama au fost oarecum foarte amabil, adică nu mă așteptam, îți dai seama că nici n-am făcut niciun circ, că totuși suntem în Kosovo și am zis, bă, nu fac niciun circ, România oricum nu recunoaște Kosovo și... Și ei ne-au și spus, zice, pașaportul e român, nu e albanez, chiar dacă vii din Albania. Da, așa. Deși nu așa e regula, dar ei au decis asta și n-ai ce să faci și repet, nu suntem o țară care să fie prietene. Noi românii suntem prieteni cu sârbii și Sârbia și Kosovo, știți foarte bine că e un conflict enorm. Acum, faza e că, după cum v-am spus, noi nu aveam
N-am reușit să scoatem euro azi dimineață, nici n-am vrut să am o grămadă de lei la mine pe care după aia să-i arunc, că nu mai mi-s bun de nimic. Și am zis că mergem în Kosovo, avem bani 15 euro cât de un taxi, în caz de ne trebuie taxiul până la hotel, și după aia scoatem bani de acolo. Acum că nu ne-au lăsat să intrăm, pe aici evident nu este niciun bancomat și avem undeva la 20 de euro, să zici, dar în dolari, în euro și în lek. Acum să vedem, sper că ăla cu autobuz să ne ia, să ne ajungă banii ăștia să accepte diferită valută, sau dacă nu se oprească undeva la un bancomat, scoatem bani să-i dăm, să ajungem în Tirana și să găsim un hotel. Deși autobuzul pleacă la 6, dacă pleacă și ne ia, și în Tirana la 8 e lockdown, deci nu mai e voie să fii pe stradă. Și facem 3 ore jumate, deci să ajungem la 9 în Tirana. Cazarea din Kosovo, am luat două nopți pe care am dat 50 de euro și nu se poate anula. Va trebui să vorbim cu omul ăla să vedem dacă e la fel de amabil ca toți restul de pe aici, de prin țările astea, și vrea să ne dea banii înapoi. Ne-a costat prostia asta vreo 100 și ceva de euro și multe dureri de cap. Am încercat, nu s-a putut, ajungem în Tirana, dormim o noapte și mâine nu știu ce-mi face. Și acum continuă vlogul, să sperăm că ajungem. Și acest vlog este în colaborare cu MC Shoes, care sponsorizează toate călătoriile noastre, chiar și astea eșuate. Dacă vreți să-i dați personalizați de piele frumos, vă las numărul și link-ul în descriere. Râd, devine să plâng. Așa, pentru puțin context, frontiera asta e în mijlocul pustiului, aici încolo e Kosovo. Încolo e Kosovo și asta e Albania și nu este nimic, doar la 20 de kilometri un sat. Că dacă ar fi fost un oraș, aș fi mers acolo cu autostop, aș fi făcut testul și aș fi plecat mâine. Dar nu este niciun oraș în apropiere, suntem în munți. După cum vedeți, poate ați văzut în timpul vlogului, peisajele sunt brutale. Aici ne-au dat o cafea pe gratis și sperăm să accepte ăia valuta noastră din toate țările posibile. Deci ne-am căutat prin buzunare. Să știți că nu suntem proști în mod normal, doar în zilele astea că se postează vlogul. Noi de obicei avem euro la noi, tot timpul ascunși prin ghiozdan, dar acum nu știu. Am călătorit atâta prin Europa de n-am mai avut rezerve de euro. Ce am să zic că e ciudat când mi-a spus domnul de la vamă că trebuie să așteptăm autobuz în partea albaneză, nu în partea din Kosovo, care păi, partea normal. Din Kosovo e aici și partea albaneză aici. Deci doar un pas trebuie să se face. Da, e ciudat că nu e așa și așa, e așa și așa. Adică acolo e Kosovo, aici Albania, nu e încolo, e așa în lateral. Tocmai am vorbit și cu cel de la cazare, cu kosovarul de la cazare și a zis da, da, înțeleg, nu e nicio problemă. Și am zis vreau să anulez și mi-a zis da, da, nu e nicio problemă. Acum nu știu dacă da, da, nu e nicio problemă, rămân cu banii sau da, da, o să-ți dau bani înapoi. Riscul meseriei, dragilor. Eu cred că rămâi fără bani. Da, și eu. Bă, atât e nașpa, că e și frig și se lasă noaptea, frate, și ajungem în Albania când n-avem voie să circulăm. În Tirana și nu avem cazare nici acolo, evident, și ajungem chiar cu mâinile în buzunar, fără niciun cent. Avem 1500 de lei, care sunt vreo 10 euro, 10 dolari și 5 euro. Sperăm să ne ajungă sau să-i accepte, dar par oameni mișto pe aici, în țara asta, contrar așteptărilor. Mamă, ce frig e! E atât de frig, strânge de n-ai văzut de aia. Vine o grămadă de mașini de astea, diplomatice, merțane de astea, țip. Filmez așa pentru că sunt în vamă și dacă mă văd poliția aia, îmi dau cu parul în cap. Conform mai cel mai nasol loc în care poți să te afli, cel mai periculos, e la frontiera cu Kosovo. Se face noapte și e târziu. E noapte și e târziu, viața mea. Ce mișto e să fii femeie aici. Și în Tirana aș vrea să fiu viața mea. Nu pot trece granița, că vin din România. Era lui singura femeie în 40 de kilometri pătrat. Și nebun? Suntem un autobuz, am reușit. E noapte fără bezna. Și era ăsta, polițaiul la pașaporte și noi ne urcam. Și a zis, voi de unde ați venit? Nu, noi n-am intrat în Kosovo, noi pe aici am fost. Știa, voi sunteți aia. Și faza e că i-am dat 1500 de lek și 10 dolari. Costă 10 dolari biletul din Tirana până în capitala Kosovo-ului. Deci de aici mai e jumătate de drum, practic. Aia sunt 1250 de lei. Da, până în capitala, adică jumătate de drum. Și mi-a zis, nu, 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 și aici, și aici tot atâta costă. Și am dat 1510 dolari. Dar m-a fenta, că după aia am văzut că i-a dat la altul și o trasil mie aia. Deci era cumva... poate jumătate de preț de aici până în Tirana, că repet, la jumătate de drum între capitale. Dar în fine, nu mai contează. Ideea e că ne-am suit în autobuz, eu mă piș pe mine maxim, dar mi-era frică să plec de aici.
Și când ajungem în Tirana, trebuie să căutăm o cazare și să ne rugăm să nu ne oprească poliția și acolo, pentru că umblăm în afara programului. Da, mișto. Dați like la vlogul ăsta, că e șmecheră. Mamă, deci nu puteți să vă imaginați cât de foame mi-e acum. Deci noi ajungem acolo pe la 9 seara și noi am mâncat azi dimineața la 10 o omletă de 2 ouă la hotelul unde eram și nu am mâncat nimic toată ziua. Și acum când am început, e tot închis. Bă, 2 ore și 40 de minute intrăm în Tirana și e dita mai trafic în condițiile în care deja e cărfiu și toată lumea trebuie să fie în casă. Și bine ați venit în Tirana a treia oară în 2 săptămâni, 3 săptămâni. Să nu ieșiți, că trebuie să vă povestesc niște chestii și cu cazarea și cu ce s-a întâmplat acum. E din ce în ce mai suprarealist ce se întâmplă. Ce călduț era când am plecat și uite acum. Da. Deci e cărfiu acum, trebuie să mergem în fața acolo la mall pentru că avem o cazare, iar băiatul de acolo s-a oferit foarte amabil să vină să ne ia. Deci asta ne ajută mult de tot, să vedem dacă el știe vreo coșmelie de aia unde se servește mâncare pe ascuns, așa? Avem 5 euro, vrem să-i spargem pe toți? Yes. Yeah, it's okay. Hai de capul meu, deci nu... Abia aștept să vă povestesc tot, pentru că mie mi se pare din ce în ce mai suprarealist. Ăsta cu apartamentul avea alți oameni în apartament, pentru că uita să scot apartamentul de pe Airbnb. Hai că am prins un loc deschis miraculos, vin de pizza aici. Și mai avea câteva bucăți și mi-a zis de care, din asta, să ne scoate. Toate pe care le ai, dă-mi-le toate. Toate. Bun, am ajuns la noua cazare din nou în Tirana, etajul 5, fără lift, în cea mai comistă scară pe care am văzut-o de multă vreme, dar apartamentul e super ok. Hai să vă povestesc o chestie cum e și cu apartamentul ăsta. Noi, în viața noastră de zi cu zi, pe la telefon, pe WhatsApp, vorbim cu Cătălin Backpacker Life, părinții noștri, evident, Marian de la Telemedicina Inovia și Adrian Burhui, pe care l-ați cunoscut în Republica Dominicană. Burhui mă întreabă, după noi eram acolo în Kosovo, cu la vamă, la... Ne căutam de bani, de nu știam, mi-a întrebat, bă, de unde să ajungeți înapoi? Zic, în Tirana, dar unde să mă întorc înapoi? Nu, dar unde-i stația? Și i-am zis, stația de unde am plecat azi dimineață, The Ring, nu știu ce. Pe drum primesc un mesaj de la Burhui. V-am luat eu Airbnb, am vorbit cu cineva să vină, să vă ia, să nu știu ce. Nu eram, frate, cum să... Burhui a făcut o rezervare pe Airbnb cu contul lui... Și i-a dat numărul meu la băiatul ăsta care a venit și ne-a luat de acolo, rezervarea a făcut-o, el a căutat el, e la 300 de metri de stația de autobuz, pentru că știi, i-am spus că e curfew și nu avem voie să umblăm pe stradă, deci mulțumim, Adrian Burhui, te iubim. Deci noi nu ne apucasem că scotăm cazare, am zis ajungem aici și când ajungem aici dăm ce e mai aproape și asta e. A venit băiatul ăsta, ne-a luat, ne zice, vezi că aici e curfew, nu știu ce, credea că e prima oară în Albania. Mi-a zis că știi, n-a mers 5 metri, poliția în față. Zice, hai, vin încoa. Ne-a băgat pe niște străzi, ne-a oculit. Noi rog de buseala, ghiuzanele în spate. Dar știau coșmelie, nu ne să luăm mâncare. Și ați văzut, am luat mâncare. Și am scos bani. Faza e că ăla uitase să scoată apartamentul de pe Airbnb, băiatul, și el a avut oameni aici până acum o oră. Aici erau niște oameni, niște băieți, niște prietenii lui. I-a dat pe ea afară, a schimbat așternutul sau așa a zis. Și ne-a băgat pe noi în casă. Și el a zis că mamă, aș putea să zici că a fost un film ce am pățit astăzi. Îmi zice el mie, băiatul cu cazarea mie, zic, prietene. Vreți să spunem filmul nostru? Îmi pare rău că nu vedem Kosovo, ne-am pregătit foarte bine cu Kosovo. Da. Eram entuziasmați cu Kosovo. Știu că mulți dintre voi să veniți să spuneți, Kosovo nu există, pentru că românii sunt frați, prieteni cu sârbii. Bă, pentru mine, nu știu cum, pentru unii nu există Kosovo. Eu știu că un domn îmbrăcat cu uniformă pe care scria Kosovo mi-a zis azi, ia de aici, nu intri. Deci, pentru mine, acum există. Mulțumim de vizionare, nu știu ce se întâmplă de mâine. Noapte bună, București, noapte bună, România, pa! Pa!